Încet și foarte încet, așa depășesc șoferii toate gropile de pe drumul Cernețiului. Craterele imense formate în asfaltul distrus nu pot fi ocolite, iar mașinile se rup în două. N-am nici 6 luni de când am schimbat rulmenți, tot e mașina, e varză. Acum trebuie, le-am cumpărat ieri, cum am putut și eu să le fac. La mecanic nu pot să mă duc că nu am bani. Trebuie să le fac eu. Oamenii s-au plâns de nenumărate ori la primărie, numai că strigătele lor de ajutor au rămas întotdeauna fără ecou. Au primit în schimb 10 de promisiuni. Aoleu, foarte rău. Și toată întreprinderile de aici se folosesc de drumul ăsta. Dar de ani de zile nu s-a făcut nimic. Dar s-au promis. Stau polițaii de la locală. Aici stau. Mă opresc cu bicicleta și le zic: faceți un referat. Uitați-vă că aveți în datoria dumneavoastră. Când vă duceți la șef, să-i spuneți: domnule, nu mai poate circula omul nici cu bicicleta. Nu. Au fost întreprinderi de construcție aici, înainte de Revoluție. N-au pus o piatră această intersecție. Restul lumii. Drum foarte prost, de calitate proastă. Nu se ia măsuri. Să sperăm că va fi mai bine. Cu nervii întinși la maximum și sătui de promisiuni deșarte, oamenii își varsă năduful, dar degeaba. Ce face cu fiar casa mamilui de nemenile? Sunt țântul. Hai de viață, auze drumul, iar vine n***a măsii să facă! Vă duceți pe cel, băia la bătaie, băia la înjurături! Hai de viața lui de nemen! Nu-i de umă ca să-l f***u! Nici în viitor lucrurile nu se vor schimba pentru șoferii care circulă zilnic pe calea Cernețiului. Edilii se feresc să ofere explicații pentru că drumul nu a fost inclus într-un program de reabilitare. În ceea ce îl privește pe primarul Gherghe, nici de această dată nu a fost de găsit pentru a da un răspuns celor care l-au votat.